nativi cal pentru 6 ianuarie, 3 februarie 2016, Anca, ce ne atrage atenția la aceștia? Este o lună cu ceva obstacole, cu neînțelegeri. Probabil că aceste neînțelegeri, de fapt, o să vină din lipsa de comunicare. Ceva nu o să se îmbine perfect, inclusiv cu membrii între membrii familiei acelui nativ cal. Se pot avea loc niște confruntări verbale, niște certuri de la nimicuri, da? Care pot să ducă la pierderea unei relații în familie și ar fi foarte trist. Doi la mână, se pot ivi discuții legate de bani, sau de fapt aceste discuții să pornească de la bani, da. Și ulterior, dacă discuțiile se extind cumva și la locul de muncă, pot să-și piardă numele, pot să fie afectați pe faima lor proprie, pe să zicem, numele lor va fi pus în discuție. Deci, în plan personal, pot să aibă pierderi de imagine și i-am sfătuit, dacă se poate, să fie prevăzători, în sensul că și ei ar trebui să aibă grijă cum se exprimă și cum își expun ideile. Asta și să nu uităm că acest cal este un justițiar. Da? Deci există aceste pierderi de faimă, pot apărea pe fondul justiției. Da? Eu cred, noi credem că aceste acțiuni care au pornit vor continua și o să vedem că anul viitor va fi caracterizat prin o întărire a acțiunilor de control. Da? În afară de acest lucru, atenție foarte mare la conflictele militare în sudul țării, sudul Europei, și mai ales la conflicte ale elementului apă. Deci pot apărea dintr-o dată inundații, pot să se rupe mici baraje, pot să se întâmple evenimente legate de apă. De aici alunecări de teren, mă rog, care... e adevărat că sectorul calului este unul de foc, da? Însă noi acum, având avem o imagine de ansamblu a sectoarelor, elementelor, zodiilor și așa mai departe, și cam asta se concluzionează. Deci, pe lângă acest lucru, vrem să le spunem că nu prea au energie luna aceasta și să nu se sperie, pentru că este pur și simplu luna de final a acestui an, care este puțin cam obositoare pentru ei, la modul general. Și din această oboseală, de fapt, pot să apară conflictele acelea și lipsa lor de răbdare, mai ales. Deci ei sunt sfătuiți să aibă răbdare și să nu fie prea impulsivi în relațiile cu ceilalți. Mai este un mic aspect, trebuie să fie concentrați la servici. Da? Competiția este deosebită, iar ei, ca să poată să răzbată, trebuie să-și folosească în mod favorabil toate aturile care le au. Deci ei ar trebui să-și facă serviciul lor fără să fie influențați de alții, să-și facă ce știu ei mai bine, da? Să-și continue drumul lor. Da, deci ei vor fi buni executanți, să zicem, luna aceasta, dar nu cred că vor fi cei mai buni în postura de șef, să zicem. Apoi, spunea Marian despre sudul Europei, ca să concluzionez, am spus că sunt probleme cu elementul apă, de asemenea pot să fie probleme mari pe elementul foc. Deci pot să fie niște incendii. Exact aceste două elemente cu care nu ne jucăm. O continuare a lui 2015, da. Chiar da, am vorbit că... Nu ne jucăm cu aceste două elemente, apa și focul, știți? Ele sunt în mare contradicție în sectorul de sud, aici e problema. Și nu vrem să ne gândim la ceva rău, dar pot să fie aceste predispoziții. Deci dacă nu se respectă niște reguli, dacă nu sunt atenți oamenii, dacă, știți, au fost aceste tragedii în Europa... Da, asta se este poate... clar că este o agresiune, da, agresiune anului 2015, da, pe elementul foc. Am mai discutat, Marian, și la emisiunea trecută. Corect. Deci, hai să trecem la oaie.